AHC Dunărea Călărași a încheiat sezonul 2018-2019 pe locul 5 în Liga Zimbrilor. Miercuri 15 mai Dunărea învinse echipa Steaua București acasă cu 31-25, iar miercuri 22 mai la Chiajna s-a jucat al doilea meci, în care, la sfârșitul timpului regulamentar, scorul era egal, 28-28. După executarea aruncărilor de la 7 metri, Dunărea a învins cu 32-30.